Elevii ar putea beneficia de o masă caldă în locul programului național Cornul și Laptele, dacă Ministerul Educației găsește resurse pentru asta. Aceasta este declarația Ministrului Educației după ce mai mulți elevi din județul Buzău au ajuns la spital după ce li s-a făcut rău la ore după consumarea laptelui și cornului. Programul Laptele și Cornul nu se bucură de un real succes nici în rândul elevilor giurgiuveni. Aceștia spun că aproape de fiecare dată singurul aliment pe care îl consumă este cornul. În ceea ce privește schimbarea acestor produse cu o masă caldă, părinții sunt de părere că ar fi o alegere bună. Copilul dumneavoastră mănâncă cornul și laptele de la școală? Nu. Ce părere aveți despre faptul că ministrul învățământului vrea să înlocuiască cornul și laptele cu o masă caldă? Foarte bine. Cornul da, laptele niciodată. Ce părere aveți despre faptul că ministrul învățământului vrea să înlocuiască cornul și laptele cu o masă caldă? Cred că ar fi mai bine. Mult mai bine. Îți place cornul și laptele de la școală? Decât cornul, nu-mi place laptele. Este bun și laptele, dar nu sunt învățați ei să mănânce, deoarece le plac alte produse care nu prea sunt bune. Ministrul Educației dorește să schimbe acest program cu o masă caldă. Ce părere aveți? E o idee foarte bună. Este de apreciat dacă ar și realiza-o. Cornul și laptele este un program introdus în școli de Guvernul României începând cu anul 2002. Beneficiarii programului sunt copiii din grădinițe și din școli generale. Media beneficiarilor este de peste 2 milioane de copii anual.